acum, da? Da. E radical din 3 minus 1 supra 2 radical din 3. Radical din 3 minus 1 supra 2 radical din 3, da. Minus. Minus. Radical din 2 minus 2 supra 3 radical din 2 plus radical din 3 minus 2 radical din 2 supra 6 egal. Anca, puteți lucra independent înainte, numai cu Anca. Dacă puteți să fie în față, poate mai bine. Dacă nu aveți siguranță, ne urmăriți. Deci cu radical din 3. Următoarea cu radical din 2, da. Și următoarea o lăsăm așa. Lăsăm așa, egal cu? Radical din 3 ori. Deci radical din 3 pe lângă, da? Da. Radical din 3 minus 1. Da. Supra. Da, mai adică. Da, 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 supra. Ai dreptate, mă, atenționat că trebuie să-ți venea la supra. Radical din 3 pe lângă 2 ori radical din 3. Cât face Anca vreau de dată? Radical din... Radical din 3 face... Radical din 9 care se face 3. Păi ăsta este motivul. Că ai mulțit cu același rămâne 3. 3 ori 2, 6. Supra 6. Terminat. Minus. Ce? Cât de exercițiu? Și tot atât de radical din... Hai, dați-i domnul, mă trebuie și singur. Asta înseamnă viteza. Minus. Radical din... 2 pe lângă. Radical din 2 minus 2. Da. Totul grue. Da. Supra. Supra. Supra 6. Supra 6, corect. Plus, din difracții. Radical din 3 minus 2 radical din 2. Radical din 3 minus 2 radical din 2 supra 6. Egal mai departe, ai o baftă mare. Da. E același numitor peste tot. Deci egal cu sigur numitor. Hai, hai. 6. Că faci radical din 3 ori radical din 3? Adică radical din 9 cât este? 3. Păi ce scriu eu de astea ori? 3. Deci scriu cu 3. Minus. Minus radical din 3. Așa. Minus radical din 3. Minus. Minus. 2. Minus 2. Păi tu mă uita la tablă, uite că e țelul tău. Că așa e pe efortul. Păi, tu uite, uite. Minus 2. Că aud. Tu vorbește. Nu scriu. Se vede. Ai zis 2 la zis? Minus 2. Următorul tău. Următorul tău. Semnul. Plus. Plus. Plus 2 radical din 2, mai. Plus 2 radical din 2. Mai departe. Plus, hai, plus, radical din 3 rămâne, minus 2 radical din 2. Egal mai departe, hai, 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 1 supra 1 pe 6, chiar mă fiști. A fost simplu, da? Exact. Mai multe hotărâri, mai convinsă. Mai voi să... Urmează Miruna, da? Da? Eu. Tudor. Tudor? Da. Tudor. 5 minus. Ia caut unul în ghiști să le duci la pe ceri. Păi am cu următorul, Dumnezeu. 5 minus radical din 5. Deci 5 minus radical din 5 supra 2 radical din 5 minus 2 plus radical din 2 supra 5 radical din 2 plus 2 plus 2 radical din 2 minus 5 radical din 5 supra 10.
Avem așa. Reducem, simplificăm cu radical din 5. Amplificăm cu radical din 5. Da. Avem radical din prima cu radical din 5, a doua cu radical din 2 și a treia cu nimic. Te rog. Și avem radical din 5 pe lângă. Și mai tip băieții. 5 minus radical din 5 supra 10. Da, minus radical din 2 pe lângă 2 plus radical din 2. Da. Supra 10. 10. Plus 2 radical din 2 minus 5 radical din 5 supra 10. Cum supra 10. Egal cu... Am aceeași numitor, zi repede, hai, egal cu... Egal cu... 10 îl punem, numitorul comun. 10. Reducem... Nu reducem, trebuie să mulțim acolo. Avem 5 ori radical din 5. 5 radical din 5, da. Minus. 5 radical din 5, minus... minus 5. Minus 5, corect. Minus. Minus. 2 radical din 2 minus 2. Minus 2 te-ai scris, da? Corect, așa este. Plus 2 radical, 2 radical din 2 minus 5 radical din 5. Și egal, egal cu? Totul supra 10. Am și pus. Egal cu. Acum reducem cu 5 radical din 5 cu 5 radical din 5. Da. Radical minus radical din 2 cu plus radical din 2. 2 radical din 2 cu minus 2 radical din 2, da. Da. Și... Minus 7. Minus 7 pe mai... Aici ai pierdut jumătate din timp. Minus 7 pe 10. Minus 7 pe 10. Și cam asta este exilat. Altul. Mai mult pe viteză. Da. Miruna. 4 radical din 2. 4 radical din 2. Plus 3 radical din 3, supra radical din 6. 3 radical din 3, supra radical din 6. Plus radical din 6 minus 5, supra radical din 3. 6 minus 5, supra radical din 3. Plus 2 radical din 3 minus 15 radical din 2, supra 6. Așa. Și egal cu radical din, amplificăm prima cu radical din 6, a doua cu radical din 3. Și vom avea radical din 6 pe lângă 4 radical din 2 plus 3 radical din 3. Minus 3 radical din 3. Minus a fost, da. Domnul profesor, nu pune linie de fracție totală. Nu e plus, domnul profesor. Aici a fost cu plus aici? Da. Deci plus 3 radical din 3, da. Plus 3 radical, am zis eu greșit, supra 6. Plus radical din 3, pentru că radical din 6 minus 5, supra 3. Da. Plus 2 radical din 3 minus 15 radical din 2, supra 6. Amplificăm a doua fracție cu 2. Da. Și vom avea radical din 12 ori 4. Deci egal cu? Radical din 12 ori 4. Deci radical din 12 ori 4, da? 4 radical din 12. 4 radical din 12. Plus radical din 18 ori 3. 3 radical din 18. Plus 2 radical... Plus 2 radical din 18. Da. Minus 2 ori, minus 10 radical din 3. Minus 10 radical din 3, da. Da, minus 10 radical din 3. Da. Plus 2 radical din 3. Da. Minus 15 radical din 2. Și avem... Totul supra 6. Radical din 18 ori 3 plus 2 radical din 18. O secundă, radical din 18 ori 3. Deci mai întâi 3 radical din 18 și cu 2 radical din 18. Mai întâi facem radical din 3 la 2, nu, mai întâi facem radical din 2 ori 6, adică 2 la 2 ori 3. Aici, da. 4 ori 3. Da, adică 12
ori 8, 8 ori 3. 12, asta înseamnă 4 ori 3, 4 este supra radical și 2, da, 8, 2 4 ori 2, 8, 8 radical din 3. 8, 8 radical din 3. Dacă îi sunteți de acord, băieți, dacă e 8 radical, da? 8 radical din? 3. 3. Plus. 18, 13, 6, 8, 3. 3 cu 2, 3 cu 2, 5. 3 cu 2, 5. Ori 3, 15. Este un 3, că 9, 18 înseamnă 2 ori 9. Uh-huh. 9 înseamnă 3. 3 la a doua, deci va fi 3. 15. 9 ori 6, ori radical de 6. Ce? 9. 9. 3 și cu 2 fac 5. 5 radical din 18. 18 este 2 ori 9. Dar nu te așa continuare. Deci... 5, puteți că mai de 5 ori radical din 6, 18, 3, 9, 8. Ceva, eu riscapă, zi. Hai să vedem, hai, mai ușor. Deci ca să, ca să mărești, 5 radical din 18. 5 radical din 18, dar 18 da. Înseamnă 2 ori 9, 2 ori 9 iese un 3. 9 ori 3 la 2. 9 ori 9 ori 3. 9 ori 3 la 2. 9 ori 3 la 2. Da, adică care înseamnă 3 în 11 față. 5 ori 3, 15. 15 radical din 2. Bun. Deci asta înseamnă, eu te împing spre viteză mai mare. Deci 15. Radical din 2. Minus 8 radical din 3. Minus 8 radical din 3 din ăștia 2. Minus 15 radical din 2. Minus 15 radical din 2. Supra 6. Tot supra 6. Minus 15, plus 15 radical din 2 se pierde cu minus 15 radical din 2. Minus 8 radical din 3 cu 8 radical din 3 și rămâne 1 cu 6. Rămâne? Pune oare la sumă. 0. 0 cu 6. 0 cu 6 e 0. 0. Da? 0. 1 nu a rămas 1. Dacă rămâneam 1, 1. Mă legam de 1. Am 1 mai dificil. Pe cine îl lucrează, domn profesor? Cine? Asta, cine vine? Anca era. Nu Anca. Nu Anca. Nu, Adi. Adi. Care e avut? Adi, da, că tu n-ai făcut de mult. 2 radical din 5. Nu ți-am auzit vot. 2 radical din 5. Minus 3 radical din 2. Mai ușor. Deci 2 radical din 5. Minus 3 radical din 2. Da. Supra radical din 10. Minus. Radical din 3 minus radical din 30. Supra radical din 6. Minus. Radical din 10 plus 4. Plus 4. Supra 2 radical din 5. Nu-i greu, măi, păi. O să vezi mai târziu. Păi, pe primul cu radical din 10. Da. Amplificăm. Pe a doilea cu radical din 6. Da. E pe a treilea cu radical din 5. Corect. Și va fi egal cu radical din 10 pe lângă. Da. 2 radical din 5 minus 3 radical din 2 supra. Radical. 10. De supra 10 minus radical din 6 pe lângă radical din 3 minus radical din 30 totul supra 6, da. Minus radical din 5, da. Pe lângă radical din 10 plus 4 totul, da. Supra 2, 2 ori 5 10. Egal. Ia, am parte de noroc, asta e. Egal cu numitorul comun, care ar fi 60. 60, da. Sau 30, nu cumva? Ba da, 30. Ba da, 30, că mai aproape. Păi, pe prima cu 3, pe prima cu 3. Da. Pe a doua cu 5. Da. Și pe a treilea cu 3. Și ne dă așa 3 radical din 10. 3 radical din 10, radical din 5, adică 3 radical din 3 ori 2 fac 6, știu. Mai întâi partea așa, asta. 3 ori 2, 6. Un radical din 50. 50. 6 radical din 50. Minus 9 radical din 6. Radical din 20. Că radical din 10 ori radical din 2 fac 20. Așa 20, mă uitam în lucru. Radical din 20. Da. Minus
5 radical din 18. Minus 5 da. Radical din 18. Lasă așa deocamdată. Minus 5 radical din... Așa scriu, minus, da? Nu, pardon, plus. Bă. Dar de ce nu mă corect aici? Cam înainte, vezi? Plus. Plus 5 radical. Plus 5 radical din 3, nu, 180. 180. Supra 3, de ce gama e parte cu? Așa, supra 30, cam și uita să scriu 30. Egal cu. Ia să vedem, ia să vedem. 50 înseamnă 2 ori 25. Adică 6 ori 5. 2 ori 25. Aha. 25 îmi place mai mult, este 5. Da, de asta zic. 6 ori 5. 6 ori 5, 30. 30 așa. Radical din 2. 30, da, da, deci pe 50 am zis că 2 ori 50. Da. Și 5, 2 ori 25. Din 25, radical din 25 face 5. 6 ori 30. 30. Da. Da. Deci 30 radical din 2. Minus 20, să-l scriem ca. 5 ori 4, 5 ori 4 adică ies 2 în față, adică 9 ori 2, 18. 18 la din 5. Din 5, da. Din 5, minus. Pe 18, a zis dumneavoastră, 2 ori 9, adică 5 ori 3, 15. 15. Radical din 2. Da. Plus 180. Nu. Dar mai aveți un minus 12 radical din 5. Nu știu unde? De ce nu-l aveți. De unde l-avem noi? Nu știu de ce nu-l aveți. Deci trebuia să avem câți termeni? 2, 4, 6. Și câți aveți? 2, 4. Și ultimii doi nu i-am mai... uitați. Astea de aici. Aia de aici, deci, nu i-am mai pus. Adică trebuie să vedem și pe ăștia. Minus. Ah, da, minus... Cât amplificăm aici? Cu... cu 3 am zis. Cu 3, da. Da. Minus. Adică... 3 radical din 30. 3 radical, deci minus prin fracție, minus. Are ceva dacă îi scriem în continuare asta? Păi scriem în continuare, minus 3 radical din 30. 3 radical din 30, domnul profesor, din 50. Ca să nu greșim. Dar cât am verificat aici? Cu 3? 3. 3. 3. 3 radical din 50. 50. Da, radical din 50, corect. Ca să nu greșim. Corect. 3 radical din 50. Da. Și minus? Minus... 3 radical, nu. 3 ori 4, 12 radical din 5. Minus 12 radical din 5. Gata, acum îi aveți pe toți. Îi avem pe toți, da. Da. Și egal acum de desubt. Punem uitorul comun 30. Și urmărim. Poate radical din 50 astea să umblăm un pic la el. Da, da, da. Care înseamnă de 2 ori câte 20. 25, adică 5. 5 ori 3, 15. Radical din 2. Radical din 2. Și minus 12 radical din 5, da? Minus 15, dar vreau să se reduc, dar nu se poate. Nu s-a dus, dar hai să urmărim, Adi. Minus 15 radical din 2, cu minus 15 radical din 2 fac. Și cu minus 30 radical din... Și cu 30 cu plus? 0. 0. Așa. După aia cu 5 avem un minus 12, avem un minus 18. Și plus 30. Cu minus plus 30 cu minus 30. 0. 0. Adică 0. 0. Da, am terminat. Vezi ce vezi ce vezi. Da? Acum să rămâne și tatăl meu. Nu fost așa ușor. Da? Nu a fost ușor, dar a început să crească viteza de lucru. Și... Și asta mai pentru că lucrați. Sigur că da. La început, dacă ne amintim și facem paralela între ghișițiul ăsta și primul ghișițiu, exact. A fost greu, poți nu? Poți să dai o foaie că am terminat. Da, dai o foaie că da. Plânge. Mai ai două caiete, nu tine mai. Ce? Pentru geometrie mai. Ah, hai. E, și din geometria ta nu puteți să iei o foaie. Ca să da. Să cer la Miruna. De fapt, ai testat-o pe Miruna dacă ea este... Da, dar ea îți dă tot. Da?
Deci, asta a vrut să vadă el. Deci avea posibilitatea. Exercițiul 9 de la pagina 53. Bun. Acum lucrează? Cine urmează? Anca. Ancuța. Cât? 9? Da. 3 supra 2 radical din 3. Te-am greșit? Scuze, ce pagina e? 9 de la pagina 53. Ia, să treci tu să lucrezi un pic, am obosit. Poftim, nu, aici, domnul profesor. Da. 9 tot? Nu, A, B și C și D. 9 A cu C de domnul profesor. Da. Este subliniat acolo. Am văzut. Deci, 3 supra 2 radical din 3 minus 15 supra radical din 27 plus 7 pe radical din 3 totul de împărțit la totul de mulțit cu 15 supra radical din 48. Cine lucrează? Anca, nu? Bună ziua! Da. Reducem, raționalizăm? Da. Anca, ia urmărește tu un pic. Umblă la radical din 27. Asta. Cât e asta? Cât? 3 ori 9? 3 ori 3 la 2. Deci 3 ori 3 la 2. 3 la 2 scapă în față. Și cât e? 3 radical din 3. 3 radical din 3. 2. Adi? Și avem 2 radical din 3? Aici avem 3 radical din 3 și aici 2 radical din 3. Hai să duci pe ideea care o aveam. Care o aveam. Care o aveam. Hai să lăsăm. Sau cum vor. Mă gândeam acum să puteți trage un numitor comun deodată de acolo. Da, da. Îl vezi? Amplificăm cu radical din 3 la prima. Hai să mergem așa. Hai să tot așa. Îi lăsăm așa. Tot așa vrea Ancuța? Da. Tot așa vrea și ea. Da. În calcul. Hai. Prima cu radical din 3, da? Asta cu cât? Cu radical din 3. Din 3. Radical din 3, măcar, nu scris-o, pe 27. Da. Și asta tot cu radical din 3, da? Da. Bun. Și avem 3 supra 6. 3 radical din 3? 3 radical din 3. Supra cât? Supra 6. Da. Minus 15 radical din 27. Deci, supra. 15 cât? Putem vedea. 15 radical din? Radical din 3. Da. Supra. Supra. Radical din 27. Păi uite, l-am scris. Radical din 27, l-am scris ca fiind 3 radical din 3. Și acum, dacă am amplificat radical din 3, aici rămâne 3 ori. 3 ori. Radical din 3 ori radical din 3? 3 la... Radical din 9, care este? Radical din 9, 3 la 2. 3, doar, că el iese de sub radical. Da. Și este 3 ori? 3 ori... Cum se explică? Fii atent, am văzut. 3 ori 3. 3. O radical din 3, o radical din 3. Radical din 3, o radical din 3 e 3 și am scăpat de radical, pentru că e radical din 9. Și radical din 9 înseamnă radical din 3 la a doua. Și iese de sub radical. Și rămâne un 3. Și ori 3 din față? 3 ori 3? Nu. Domnul profesor, nu știu cum să-i explic Ancuței aici, că nu este clar. Așa. Deci, radical din 3, ori 3 radical din 3. Nu știu cum să-i explic. Deci tu l-ai avut deoparte așa, 15, așa, să o luăm deoparte, supra 3 radical din 3. Da. Și ai amplificat cu radical din 3 și numărătorul și numitorul. Și face 15 ori radical din 3, supra 3 radical din 3, ori radical din 3. Și egal cu 15 radical din 3, totul supra. Radical din 3 ori radical din 3, face 3. Și ori 3 ori, 3 ori 3, 9. Înțeles, am putea niciodată. Da? Deci așa văzut. Bun. Așa. Și aici? Și aici? Deci 7 radical din 3. Supra? Supra...
radical din 3 ori radical din 3 e radical din 9 și radical din 9 înseamnă 3. 3. Fără 3. Ai înțeles? Da. Deci aici nu ți-e clar ție ceva și trebuie să spui ca să-ți lămurim. Deci se mulțește cu aceeași lucru și face din pătrat și scapă din radical. Că asta este logică. Radical din 9 e radical din 3 la a 2 și din la putere pară, la a 2 iese și rămâne 3 sigur. Curat, da? Bun. Și acum? Ori tot în paranteză. Da, ori tot că aici suntem. Ori 15 supra... umblăm un pic și aici? Hai să umblăm. Am putea umbla. Radical din 48 îl putem scrie ca radical din. Hai să vedem. Din cât, oricât, oricât. Sau cum vreți voi. Cât oricât fac. Două cât numere care mulțumesc fac 48. 6 ori 7 ar veni. 6 ori 7, 48. Nu, da. 6 ori 8. Te-ai machiat? Nu, am căzut la patinoar. Deci 6 ori 8, da? Ai căzut acolo? La patinoar? Da. Dar cum mai e? A dat unul peste mine. Așa, 6 ori. Da, pe 6 îl vedem ca 2 ori 3. Și pe 8 ca? Și pe 8 îl vedem ca 2 ori 4. 2 ori 4, e bun. Bun. Asta 2 ori 2. 2 la 2. Face 4, 2 la 2. 4, bun. 4, deci aici este un 2. Și deci aici este iar un 2. 2 radical din... Cine zice cât face acum? O secundă, o secundă. Hai să-i facem așa. 2 ori 2 ori 4 fac 16. Da. Și egal cu radical din 16 ori 6. 16 ori 3. Ori 3, da. Da? Deci le zicem radical. Cum să le fac? Acolo la numitor scrie egal mai departe. Egal cu... Numai, ia-l deoparte radicalul. Iau cu ăsta, da? Da, radical din 6 ori. Radical din 48, care am zis că este egal cu radical din 6 ori 8, da. Este egal cu radical din 16 ori 3. Putea să zici deodată 16 ori. Normal, da. 16 ori 3. Și cât fac aduțul? Că vorbești și nu ești atent, uite. Cât scoatem din subradical? Păi 16, îl putem să scriem ca... 3 ori... Mai lasă acolo, băi. Cât ori cât fac 16? 4 ori 4, adică 2... Măi, taci, mă. 4 ori 4, radical din 4, mă. 2. Faci 4, pur și simplu. 4. Mai băieți, radical din 16? 4. Și de ce ăsta cum, deci cum îl scrii? 4 radical din 3. 4 radical din 3. Aduți-o. Nu ți-e minte aici. Noi. Și egal cu 4 radical din 3. Deci uitați-vă cum pe 48, radical din 48, am scris ca 4 radical din 3. Vezi, am putut? Cu alte cuvinte, acolo șterge și în loc de ce e scris acolo, încercând noi 6 ori 8, nu știu ce, 4 radical din 3 este rapid. Da? Sigur că voi am încercat pe așa în pași mărunți, dar dacă ai ochiul format, că deja am pătrat perfect oricine. Corect. 3 la a doua 9 ori cine să fac 48 nu se poate. 4 la a doua, care înseamnă 16, ori 3 fac 48. Deci cauți pătratul perfect, asta este rețeta. Pătratul perfect, oricine să se apropie de numărul respectiv. Hai să vedem acum cum facem aici în paranteza asta. Putem aduce același numitor comun. 18, 3, 2 și 6. Și? Și va fi egal cu. Numitor comun 18, da? Da. Și hai să vedem cât se repede. Mărim viteza, e ușor. 3 ori 3. 9. 9 radical din... 9 radical din 3. Rămâne. Minus. 30 radical din 6. Radical din 3. El nu mai are, da, cu cine, Anca. Radical din 3. Da? Plus 6 ori 7. 42 și radical din 3. Sunt toți cu radical din 3. O operație simplă de adunare și scădere. 9 minus 30. Să nu uităm, să punem acolo 15. Da, tot ori, corect. Nu mai prefrag parteza aici. Corect, acum nu se mai cere, da. Ori 15 supra 4 radical din 3. Ce facem? Să simplificăm? Da. 18 cu 15. 18 cu 15 putem? Da. Tudor? Da, se poate. Bine. Prin 3. Prin 3. Sus 5 și jos 3. Și jos? 6. Hai tu doar scrie, te rog. Și acum să facem merele astea pe aici, nu? Merele. 9 mere, minus 3 de mere, plus 42 de mere. 9 minus 30.
Ia să vedem. 9.030. Minus 21 plus... Plus 42 radical din 3. Cât? Minus 21 radical din 3. Că și așa tot radical din 3. Minus 21 radical din 3 plus 42 radical din 3. Cât dă? Minus, deci minus 21 plus 42. E mai mare 42 și o să rămână plusul plus. Cât? Și se adună. 42 minus 21? 21. 21 radical din 3. Egal cu 21 radical din 3. Și am terminat aici, vezi? Da. Supra 6. Ori 5 supra 4 radical din 3. Da, 21 radical din 3. Stai mai băiete, o leacă să vadă și ea. Uite, radical din 3 cu radical din 3 pot? Da. Da. Mai pot ceva? 5. 5 cu cine? Ăla-i 5 acolo sau 6? Ăsta-i 5. Ăsta-i 6. A, așa. Mai pot? Nu. Nu mai pot nimic, a? Ba da, 21. 21 cu? 6. Zi, măi, Adi. 21 cu 6 din 3. 3, da, adică 7 și aici 2. Mai pot? 5 cu 4, 9. Ba... Nu mai, gata. Nu mai pot. Și cât dă Anca? 7 ori 5. 7 ori 5. Cât? 7 ori 5. 35 supra? Supra 2 ori 4. Da, așa este rezultatul. Încă o dată, hai să tragem un pic, să ne oprim un pic asupra greșitului. Spuneți, unde vi s-a părut vouă dificil? De ce n-am mers greșit și asta foarte repede? Păi, nu înțeleg. Nici măcar eu nu înțeleg de ce nu merge. Aici dificultatea voastră venit în aceea că, atenție, de aceea că 27 acela trebuia văzut 3 radicale 3 foarte repede. Că pe radical din 48 trebuia să-l vedeți 4 radical din 3. Adică 48 că e 16 ori 3, că 27 este 9 ori 3 și îndată raționalizat pe fiecare bucată, cum știți voi, pe fiecare fracție, de acolo înainte calculul era banal. Deci momentele de, să spunem, de suspans sau de dificultate au fost acelea în care pe 27 l-am văzut ca 9 ori 3, și pe 48 ca fiind 3 ori 16, nu așa? Deci aici a fost momentul în care n-ați percutat cum trebuie. Și acum să vedem pe altcineva și să vedem... Adi, Tudor, pe... cine urmează? Tudor. Tudor, tu, Miruna, ai fost? Nu te-am auzit. Și Miruna, nu ați auzit-o. Acum, Miruna, n-am auzit-o. Vă că toți spuc, domn profesor, ce da, da, Miruna, că n-am auzit-o ea, da, e da. Mult. Și Miruna, și Tudor, și... I-am zis, ce cu voi, nu știu. Ai zis orice, dar nu te-am mai auzit în ultimul timp, așa lucrurile. Zicem. Bine, am fost adăpătat puțin. Da. Poate vrea. Haideți să vă văd, acum viteză. Tu dacă mai vorbește, mănâncă. B. Gură supra. Gură supra, gura. Radical din 7 minus radical din 3. Minus în dreptul în fracție. Radical din 7. Da. Într-o paranteză toată chestia asta. Înmulțit cu lili fracții și la numărător 2 radical din 7 minus 2 radical din 3 supra 15 și în continuare mulțit cu încă o altă fracție așa altă fracție radical din 21 plus 6 radical din 21 plus 6 totul pe 2. Asta e bine, domn profesor, da? Da. Da, eu sunt. Mulțumesc. Pe radical din 7 minus radical din 3 fracția amplificăm cu radical din 7 plus radical din 3. A, tu vrei acolo să miști da, pe loc. Da, ca să vedem 7 minus 3, ca să-mi par. Nu prea știu eu asta. Nici eu nu știu. Dar noi știm, noi știm. De unde da. Știm noi asta? De la școală. Da. Nu poți da, pe voi așa? Da. Adică eu vreau da? Să-l amplific pe radical din 7 cu radical din 7 plus radical din 7. Da. Așa. Da. Da? Așa mergea. Bun. Dar Miruna are, să, are o inițiativă, eu nu pricep pe aceea,
că vrea să ia pe prima fracție. Hai să o luăm deoparte, Mihaela, te rog. Unul supra. Pe paranteză sau numai pe asta? Numai fracția aceea. Numai pe asta o ia. Unul deci, supra. Deci, unul supra. Radical din 7. Minus radical din 3. Eu aici nu știu nimic cum să scap, că este scădere de 2 radicali. Simplificăm cu radical din 7 plus radical din 3. Ce, pe ce bază? Pentru că dacă facem radical din 7 minus radical din 3 ori radical din 7 plus radical din 3, va ieși 7 minus 3. De unde iese asta? E, da, știu. Dar nu, trebuie eu să vedem. Adică ea zice că ar fi, domn profesor, cum? Nu știu. Radical din 7 ea zice să mulțească așa. Adică radical din 7 plus radical din 3? Da. Supra 7 plus 3. Nu, mă, da. Nu am ceva. Am radical din 7 plus radical deci din 3. Deci amplificăm. Deci am amplificat cu radical din 7 plus radical din 3. Am înțeles. Așa. Totul supra, adică mulțim și sus și jos. Dacă întrebați de ce plus radical din 3? Și de ce asta? Cu minus? De ce cu minus? Minus. Când ne-ați explicat dumneavoastră, nu mai știu cum. Ia și scrie, bine, ia și scrie. Radical din 7 minus plus radical din 3, că cu asta pe lângă radical din 7 minus radical din 3. Acum desfacem paranteze. Și desfacem paranteze. Mulțim cele două paranteze. Și este egal cu, dar întâi scriu sus, a numărat ochea. Radical din 7 plus radical din 3 supra și desfacem parantezele astea două. Nu se mulțesc două paranteze. Radical din 7 la 2. E 7, da? Radical din 7 la 2, lasă-i așa ca să vă aveți. A, scriu radical din 7 la 2? Nu, că am înțeles. Da, bun. Da. Așa, și minus radical din 21. Da. Da? Am terminat cu radical din 7, urmează cu radical din 3. Radical din 21. Da. Minus 3. Minus, da. Cine zis? Nu minus cum o fi. Că aici e radical din 3, minus radical din 3. Minus 3. Da, și minus 21, 7 minus 3. Și este egal cu radical din 7 plus radical din 3, supra... 7 minus 4. Hai să mai facem un lucru, că mi-a plăcut foarte tare asta. E dedesubt așa. 1 pe radical din 7 plus radical din 3. 1 supra radical din 7 plus radical din 3. Cu cât să amplific, Tudor? Trebuie să amplificăm cu minus... trebuie să amplificăm cu radical din 7 plus radical din 3. Păi uite aici, au fost minus 7. Să facem așa? Facem așa? Deci, dar tu cu cât vrei? Cu minus 7. Adică, dar vorbește, măi, radical din 7 minus radical din 3, vorbiți. Să mergem pe mâna cu ei întâi. Ca lui Tudor. Ca lui Tudor, da? Deci cu radical din 7, ca așa vrut Tudor, da. Plus radical din 3, da? Corect. Vorbește Tudor. Mulțim și sus și jos. Da, că vorbească Tudor, că el da. E... Copii, hai. Radical din 7 plus radical din 3. Ori 1, supra. Asta, ori asta, e asta la a doua, nu? Nu, dar nu știu asta. A, nu, facem paranteză pe lângă paranteză. Paranteză, radical din 7 plus radical din 3. Pe lângă. Radical din 7 plus radical din 3. Și să stați pe gând. Asta, pe lângă, ori asta, da? Adică toată asta, ori toată asta, că așa am mulțit, da? Este egal cu. La numărător vom avea Tu ai făcut chestia asta, hai să recunoaștem, pentru că din experiența ghiștirilor înainte,
Când aveai un singur radical, mulțeai cu același și sus și jos. Tu văzând ăștia doi, mulțești cu același lucru și sus și jos, da? Dar nu merge treaba, că este o adunare. Hai să încercăm și varianta asta pe care o dă el, cu minus. Ia să vedem dacă cu minus va merge. Deci noi la luăm din nou. Cine lucrează pe asta cu minus? Din Igor sau Anca? Tudor, cine? Cine a dat-o? Adi. Eu, Adi a dat. Tu o lucrezi, Adi. Hai, adu-ți, deci, unu supra radical din 7 plus radical din 3, să amplificăm cu? Cu radical din 7 minus radical din 3. Și la numărător o să avem așa. Radical din 7 minus radical din 3. Da. Supra radical din 7 plus radical din 3, totul pe lângă, radical din 7 minus radical din 3. Și atunci o să avem la numitor radical din 7 minus radical din 3. La numărător. Da. La, iar la numitor o să avem așa. 7. 7. Da. Plus, nu plus, minus 7 minus radical din 21. Da. Și am terminat cu 7. Hai mai departe. Plus radical din 21. Da. Minus 3. Corect. Așa cum minus 21 cu plus 21. Minus radical din 21, adu-ți-o. Da. Obișnuiește-te. Da. Plus radical din 21 sau redus. Da. Și? Și 3. Radical din 7 minus radical din 3 supra 4. Deci, practic, am ajuns. Asta e povestea. Asta ne place. Deci tot timpul trebuie să înțelegem că mulțim cu semnul contrar. Dacă e jos, e radical din 7 plus radical din 3, mulțim cu 7, radical din 7 minus radical din 3. Dacă este cu minus, mulțim noi cu plus. Da. Ca să apară acolo să redu că termină semnul. Așa, așa. Am o întrebare acolo. Nostru, nu? Da. Domnul profesor, acum mergem la exercițiu. Da, la exercițiu. Zi aduțu. Păi acum la exercițiu are. Miruna, așteaptă. Pe care o amplificăm acolo? Acum vedem. Prima sau a doua? Să vedem pe care o are. Pe a doua. Că... Pe prima. A doua. Dar puțin. Nu lucrăm întâi pe asta ca să scăpăm din numitorul ăsta? Să ajungem la numitor 4? Și după aceea amplificăm? Și scriem. Aduțu, e mai ușor? Amplificăm. Da, dar tot acolo ajungeam, dar numai... Nu, amplificăm conjugata, așa cum spune Mirela. Așa, amplificăm conjugata? Pentru fracția aceea, să scăpăm de aici. Așa, o luăm fracția aia deoparte? Putem să o luăm, dar și luat-o. Direct, că am luat-o deoparte. Exact, radical din 7 minus radical din 3. Adică asta o amplificăm cu cât? Cu radical din 7 plus radical din 3. Și vom avea. Radical cu. Cine vorbește? Miruna era. Sau cine? Radical din 7 plus radical din 3. Supra 4. S-a înțeles de ce? Da. Acum, am lucrat tot separat. Minus, da. Amplificăm cu 4 fracția, radical din 7. Vezi, aduți-o pe asta acum cu 4, știi? Minus 4 radical din 7 pe 4. Minus 4 radical din 7 eu l-am și pus. Da. Pe 4, a pus aceeași linie de fracție. De-aia am amplificat. Da. Așa. Nu are rost mai pe în paranteza, că linia de fracție. Așa, corect, domn profesor. Joacă rolul. Am început așa. Ori. Așa, ori. 2 pe lângă radical din 7 minus radical din 3. Iată și observă care e pe 2 comun. Nu pierde timpul. Pe 15. Ori radical din 7, ori radical din 3. Radical din 7, radical din 3 plus 6 pe 2. Da, la ce se folosește acolo? Radical din 7, radical din 3. Ai tu voi idei? Da, deocamdată... la 7, de-a 3 o grămadă. Miruna, da, scrie. Lăsăm așa, că nu vedem în perspectiva acolo. Radical din 21 plus 6, totul pe 2. Da. Și egal mai departe cu... Radical din 7 plus... Radical din 7 minus 4, radical din 7, acolo. Vom avea radical din 3. Ia să vedem. Radical din 3, da, radical din 7 minus 4, radical din 7 sunt asemenea. Da, deci radical din 3 minus 3, radical din 7, corect? Da. Plus radical din 3. E bine, nu, Miruna? E bine, Miruna? Da, eu am vrut să zic că radical din 3. Tot aia, măi, copilule, adică obișnuiți-și. Dar ea simte pe chestia ei, da. Pentru că nu îi place ca minusul să fie la început. Și eu sunt de acord cu ea. Deci ea spune așa.
nu sunt atât de încântată, sunt încep cu minusuri. Și am vrea să încep cu radical din trei care e pozitiv. Dar am scris noi aceeași chestie. Sigur că da, sigur că da. Deci nu mai întoarcem lucrurile înapoi, că din data asta nu facem decât să pierdem timp. Exact, așa am zis. Totul supra-par. Supra-par. Dar e corect așa cum ai spus. Și așa cum am scris eu, asta vreau să spun. Da. Ori. Dar acum eu pe 4 l-aș fi simplificat, domn profesor. Dar eu aș simplific doar ăla de acolo, uite. Sigur că da, tot atât. Ea vrea mai încolo. Sigur că da. Simplific acum, să te vezi una, da? Așa. Deci vom avea radical din 7 minus radical din 3. Într-o paranteză. Da. Nu mai e nevoie de paranteză, da. Să zicem supra 15. Când nu e nevoie locul fracției, da, locul paranteză... Aia a fost să facă așa, domnul profesor, ori radical 1 plus 6. Așa da, Miruna, acum sunt de acord cu tine. Ai făcut și mulțirea faptului, nu mai pierdem timp. De acord. Și egal cu... Da. Mergem mai departe, egal cu... 60. De ce 60? Numitorul comun, da? Da. Da, 60. Numitorul comun sau cu ce spune? Da. Am mulțit numitorul, zic. Asta. Deci punem numitorul 60. Și vom avea... La numărător. La numărător. Radical din 7. Deci vrei să scriu acum pe ăsta? Da, acum scrie așa, da. Radical din 3 minus 3, radical din 7, într-o paranteză. Da. Ori radical din 7 minus 7, minus radical din 3. Ori, aici ce faci, mulțești sau cum, ce faci? Ne apucăm de mulțit, hai Miruna. Ne apucăm de mulțit, da. Ce mai tot. Ori, deschidem paranteza și să vedem rezultatul mulțirii. 147. De asta te-ai dus aici pe radical din 7, radical din 3? Da, cred că a avut aici. Da, ca 7 radical din 3, știți? Hai să scriem așa, să o respectăm. Deci aici scriem radical din 7. Radical din 7, ori radical din 3. Sunt echivalentul. Așa. Și avem radical și atunci, radical din 7, ori radical din 7, 7. Radical din 3. 7, ori radical din 3. Bun, ideea. Da. Minus... Nu, radical din 7 este terminat, m-am mulțit pe primul. Mai ai, ăsta, radical din 7 ori 6. Plus 6 radical. Radical din 7, mi-e da. 6 bune, așa e corect. Plus 6 radical din 7. Da, și acum minus. Minus radical din 3 ori radical din... Minus 3 ori radical din 7. Foarte bine, minus 3 radical din 7, da. Minus 6 radical din 3. Corect. Hai că băieții au rămas pe afară, cu s-o afară complet. S-o odihnesc un pic. Să vedem. În bucuria lor. Pleacă! Am văzut stăla, trebuie să fac atâta la chimie. Așa, și egal Andrei cu... a pus să pleci. Radical... Haideți să vedem, și egal cu... Egal mai radical departe, din 3... Supra 60. Ori radical din 3, 3 ori 7. Prima paranteză o scrie, da? O copiem. Radical din 3. 3 minus 3 radical din 3 radical din 7. Totul pe lângă. Și acum, 7 radical din 3 minus 6 radical din 3. 6 radical din 3. Un singur radical din 3. 6 radical din 7 minus 3 radical din 7. 3 radical din 7. Plus 3 radical din 7. Radical din 7. Bun, pe 60. Da. Și egal cu radical din 3 ori radical din 3, 3. Deci ne apucăm de mulțit paranteze. Și apucăm de mulțit. Da. Și egal 3. Cu radical, da, 3. 3. Da. Plus radical din... Plus. Plus 3 radical din 21. Plus 3 radical din 21. Da. Minus 3 ori radical din 21. Minus 3 radical din 21, da. Așa. Minus 9 radical din 49. Adică 9 ori 7. 9 ori 7? 63. Minus 9 ori 7. 63. Pe 60. Și egal cu minus radical din 21 cu minus radical din 21 se simplifică. Se reduc, da? Și? Și 3 cu minus 63, minus 60 pe 60, 60 cu 60. Și egal cu minus 1. Și egal cu minus 1. Vedeți ce frumos a terminat? Da. Copii? Deci exercițiul este clar, simțit că e frumos, interesant. Autorul a avut grijă să pună acolo bucățile, cele fracțiile, cele care tocmai au fost de mare folos la mulțire, când făceam azaci. Care au fost momentele importante? Vreau să spun aici... Aici, pe radical din 21. Sigur, da.
Asta a fost conjugata aceea, da, la fracție. Da. Al doilea moment important. Acolo cu radical din 21, ca să scriem că 7... 3 ori 7 acolo. 3 ori 7, da. Asta a mers mai repede. Da. Dar cred că etapa următoare a fost să mulțim parantezile acelea. Radical din 7 minus radical din 3 ori radical din 21 ori plus 6. Înmulțirea acolo, ideal, cu 7 ori 3, este importantă ca să meargă, să, să poți pune pe 7 la acela în evidență, la mulțire, atât radical din 3 cât și radical din 7 sunt de folos, nu, în calcul. Reducerea termină asemenea acolo și încă o dată mulțirea celor două paranteze. Da. Da? Deci au fost niște lucruri frumoase. Chiar foarte frumoase, da. Noi mai avem, dar dacă a venit, cât e ceasul? Și 20. 20-40. Facem sinteza, da, că da, a venit. Facem sinteza, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Și mâine. Mai lucrăm și mâine. Da, mâine avem la geometrie, e bine că acolo. Geometrie am făcut-o mâine. Nu, zic, da. Tema. Nu contă, dar ai făcut-o tema. Hai la să mine avem iară geometrie, mama. Bine, Geona, bine. Ce am făcut noi la... Ce am făcut aici, așa, ca să mergem? La sinteză, da? La sinteză. Am făcut semnele la algebră. Deci am avut aici? Semnele la algebră. Categoric am. Semnele la algebră, dar fel și racionalizarea? Raționalizarea. Da. Operația raționalizarea fracțiilor. Da. Adică ce înseamnă? Scăparea de radicalii de la numitori. A fracțiilor, da? Raționalizarea fracțiilor. După aia operații cu fracții. Da, operații cu fracții. Semnul algebră și e bine, da, să spun, am avut nevoie de semnul algebră, da? Foarte mult. Înmulțirea, da, înmulțirea parantezelor. Sigur că da. Radical asemenea, ca și de reduce. Radical. Radical. 5, radical asemenea. Da, radical asemenea. Factorul comun. Factorul comun, am avut nevoie de asta. Dar, să știi ce nu am făcut noi în timpul lecții? Asta mai tare. Decocitem de acum, gata, facem mâine. Voi vedem, dacă nu spui în momentele importante, chestia asta n-ai făcut nimic. Te concediem. Deci, atenție, mult de... Te-ai concedit cu joate înainte. Important este să... Hai finalul. Le rugăm pe prietenii noștri să facă așa. Eu v-am scurat asta. La revedere, vă mulțumim că ați să nu ai pe Prof Online și vă rămân seară plăcut de continuare. Nu uitați de like și share.